inițial prin contractarea unui credit în momentul în care vom avea nevoie de sume pentru cheltuieli neeligibile. S-a ajuns la o diferență pentru că acest proiect a plecat cu stângul din start, nu a fost luat în calcul partea de consolidare pentru un obiectiv monument istoric. Și suntem în această etapă pentru că avem și o diferență de curs valutar, a fost indexate valorile privind manopera și prețul materialelor. Avem documentația depusă la ADR Nord-Est pentru avizare și așteptăm dintr-o zi într-alta să primim avizul favorabil pentru această documentație și pentru a scoate lucrările la licitație. Pentru acest lucru avem nevoie de indexarea asupra și din acest motiv s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și valorile totale, așa cum au reieșit în urma reproiectării Teatrului Mihai Eminescu. Dacă în urma licitației vom primi oferte care vor avea sume mai mici, bineînțeles că sumele inclusiv din buget local pentru lucrări neeligibile vor scădea. Dar avem nevoie să aprobăm astăzi indicatorii.